Parlamentul European a votat textul rezoluției privind statul de drept din România. Totodată a adoptat amendamente suplimentare. Raportul despre situația din România, elaborat de Comisia pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne a Parlamentului European, a fost adoptat cu 489 de voturi pentru, 112 împotrivă și 73 de abțineri. Textul rezoluției semnalează îngrijorarea legislativului de la Bruxelles față de modificarea legislației penale și judiciare de la București. Europarlamentarii avertizează asupra riscului de subminare a independenței justiției și a acțiunilor anticorupție. Rezoluția intervine după două dezbateri organizate în Parlamentul European, la care au participat premierul Viorica Dăncilă și președintele Klaus Iohannis. Documentul conține 13 recomandări către România și instituțiile Uniunii Europene în ceea ce privește sistemul judiciar și combaterea corupției.